Vremea va fi mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros noaptea, când pe arii restrânse va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 17 grade, iar cele minime între 5 și 7 grade. Dimineața, în zonele joase, izolat vor fi condiții de ceață. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi rece în cursul dimineții, dar plăcută în timpul zilei. Temperatura maximă a urcat până la 14 grade, iar minima se va opri la noapte la 5 grade Celsius. Mâine, meteorologii anunță vreme plăcută, dar și ceva precipitații în cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 11 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea până la 1 grad Celsius. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 9 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 1 grad. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 10 grade zilei, iar noaptea temperaturile minime vor scădea până la minus 1 grad. În zilele care urmează, vremea se răcește considerabil. Joi vom avea parte de vreme rece. Maxima se va opri la 9 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea până la 0 grade. În cursul zilei de vineri, maxima nu va depăși 9 grade Celsius în timpul zilei, iar minima termică se va opri în jurul valorii de minus 4 grade Celsius.